gestionarea clienților, cum, ce cursuri ai avut în general? Gestionarea clienților. Uite, de exemplu, am citit Piața Manipulării, dacă știi cartea, e foarte bună, uh-huh. Foarte mișto, știi, și te învață câteva lucruri despre oameni. Fătă-s greu, mate. Forecasting. Da. Statistică. Marketing. Da, și marketing, bravo, uite, și marketing am făcut. Ce ați făcut în marketing? Cât de profund ați intrat? Da, să faci, era planul de marketing. Astea, toate metrics-urile. Da, și despre, cum se cheamă, despre concurență foarte mult. Am vorbit ce înseamnă. I need water, help me, I need water, help. Am toate cursurile pe platforma facultății, dacă vrei să te uiți vreodată, să ne uităm împreună. Gen, să vezi cam ce am aprofundat. Tu chiar ești tâmpit? Dar chestiile astea de marketing le iau din viață, gen. Vreau să știu niște chestii ca să îmi dau eu seama pe ce fundament mă bazez, sau ce? Fundamente bazez și ca să știu cu ce pot să, cu ce să încep când o cu să... Cu zero. Mi-e place să încep la zero. E capabil. Cred. Capabil. Adică un om de care te poți... Da, da. Lipsi. Da. Nu.